Bine te-am regăsit! Am ajuns la înțelepciunea serii care înseamnă, de fapt, marea întrebare: cum să transform gândurile negative? Pentru că știm de foarte multe ori că uneori ce e pe aici prin capul nostru nu ne mai dă pace, uneori nu dormim, altori nu suntem atenți, altori facem accidente, facem trăznăi, pentru că de fapt ne apucă o panică și ne apucă orice s-ar întâmpla legate de gândurile pe care le avem noi din cap, de care nici măcar nu suntem conștienți, pentru că de multe ori le simțim în corp. Dar hai să vedem exact cum poți să-ți transformi gândurile negative. Eu sunt Loredana Latiș, sunt președinta Academiei Române de Coaching și acum ți introduc pe oamenii minunați care sunt în ziua 3, nu? De curs, după 12 ore extraordinare din ziua de astăzi, astfel încât să vedem cum reușesc ei să-și transforme gândurile negative. Cine începe, dragilor? Ok! Bună seara, sunt Adriana. Ca să transformi un gând, trebuie întâi să-ți dai seama că l-ai, că l-ai gândit. Și să-ți dai seama că atașezi acolo emoții de gândul acela, care mai târziu îți va da un comportament. Dacă îți dai seama care este gândul acela negativ, poți imediat să renunți la el, să-i spui stop, să pleci și ai scăpat. Dar prin exercițiu. Mulțumesc. Ok, felicitări. De la tine încolo sau încolo? Bună seara, sunt Georgiana. Cum să transform gândurile negative? E o chestie de alegere. Și eu aleg să le identific, să le găsesc mai întâi, apoi să le spun stop și să le înlocuiesc cu unele pozitive. Și atunci devine simplu, când știi ce ai de făcut. Mulțumesc. Ok, felicitări. Bună seara, numele meu este Julia. Despre cum să transformi gândurile negative, cred că este trebuie să fie o dorință extraordinar de mare în interiorul tău, să-ți dorești să fii fericit, să-ți dorești să ai o viață mai frumoasă, să-ți dorești ca toate lucrurile din viața ta, de la gânduri, acțiuni, sentimente, orice, să fie pe pozitiv. Și atunci vei găsi soluția în toate, vei găsi ceva cu care să înlocuiești gândul negativ, cu care să înlocuiești o acțiune toxică, cu care să înlocuiești persoanele sau comportamentele din viața ta care nu se aduc lucruri chiar atât de bune. Mulțumesc! Mulțumesc! Super! Bună seara! Sunt Veta și cum să-ți alungi gândurile negative? Trebuie să alungi totul din jurul tău, ceea ce te face să-ți facă gândurile negative. Să începi să lucrezi cu tine și să scoți totul ceea ce te face să gândești negativ. Yeah. Mulțumesc! Yeah. Felicitări! Wow! Super! Bună seara, eu sunt Laura. Începând de astăzi, eu mi-am propus să fiu mai atentă la gândurile mele, la ce gândesc, pentru că îmi influențează foarte mult comportamentul și mă auto-sabotez. Iar atunci când le gândesc, să-mi conștientizez că nu sunt bune și imediat atunci să le schimb, nu să le las să treacă, atunci să spun stop și să zic nu, de fapt este bine, sunt bine. Oricum, să le înlocuiești, nu să le lași așa. Ok, felicitări, mulțumesc! Bună seara, mă numesc Cecilia. Schimbarea gândurilor negative e de muncă, fraților. Luați-vă la puricat. Eu am hotărât ca de astă seară să mă iau la puricat, să mă observ, să identific gândul, să-i spun stop, că până la urmă am spus că am ieșit dintr-o relație și mă căsătoresc cu stop, așa, să fie foarte clar, spun stop, schimb cu ceva pozitiv și atunci se schimbă și emoția care generează comportamentul, după aceea am rezultatul dorit. Mulțumesc, o seară frumoasă și luați-vă la puricat! Ok, mulțumim, felicitări! Bună seara, sunt Laura.
cum să schimb gândurile negative, cum să le transform în unele pozitive. În primul rând, să te observi și să-ți dorești o stare mai bună și atunci vei ști exact cu ce trebuie să le înlocuiești la momentul respectiv. Vă doresc succes, mulțumesc! Ok, felicitări! Bună seara, numele meu este Laura și țin să-i mulțumesc Loredanei și minunaților mei colegi și prieteni că azi mi-am dat seama că eu m-am dezvoltat cu gânduri care multe nici nu sunt ale mele. Și așa am ajuns la comportamente care nu sunt sănătoase și benefice pentru mine și pentru cei din jurul meu. Deci, gândirea se poate schimba, îți schimb gândirea, îți schimb tot în jurul tău, în bine. Vă pup! Ia, și wow! Felicitări! Felicitări! Bună seara! Mă numesc Magda. Mulțumesc! Am conștientizat că, de fapt, cu toate că știam, informația era acolo, dar practic era mai greu. Așa că, da, e de lucru. L-a schimbat gânduri negative și înlocuit cu pozitive. Mulțumesc! Da. Felicitări! Super, super! Ok! E de lucru. Normal că e de lucru, ceea ce este extraordinar, pentru că până la urmă schimbă-ți modul în care gândești și sigur îți schimbi și viața, îți schimbi și rezultate, schimbi tot și trăiești într-adevăr așa cum tu îți dorești. Dacă îți dorești mai mult decât atât să înțelegi mecanismele de fapt care stau în spate la toate aceste lucruri, te așteptăm cu multă iubire aici, în Academia Română de Coaching, la următoarele cursuri din 2018. Detalii găsești pe academiadecoaching.ro sau 0752163163. Până atunci te îmbrățișez cu inima, te iubesc cu sufletul și o seară minunată și ne vedem mâine. Pa!